Brașul schimbă. Oh, ce aiure a ieșit, ce aiure a ieșit Vlad la faza asta. Așkovski amenința să transforme și să amendeze greșeala lui Andrei Vlad. Dar Andrei Vlad rămâne cu acel plonjon spectaculos, a scos mingea de lângă bară la cea mai mare șansă de gol a moldovenilor. Se bate pe jos, a ieșit Petre. Oh, ce gol senzațional! Îl scrie Țigănașu, un șut de la aproape 30 de metri, la care Vlad nu mai reușește să ajungă. Și Țigănașu dă golul vieții lui. Asta înseamnă să te concentrezi atunci când joci cu FCSB, să te mobilizezi, îți ies șuturile vieții. Așa s-a întâmplat cu o mulțime de fotbaliști din Liga 1. Țigănașu dă probabil cel mai frumos gol din cariera sa. Iată mingea respinsă, modest totuși, de Petre. O bombă senzațională, sunt 30 de metri. Sunt 30 de metri de unde Țigănașu dă un super gol și se ia o pauză de hidratare.